CSM București a urcat pe primul loc după ce a câștigat derbiul de la Vâlcea. Nu Neagu, ci Dembele a fost vedeta CSM-ului. Suporterii din Vâlcea s-au pregătit special pentru derbiul cu CSM. N-a fost de ajuns. Dembele a marcat de 10 ori. CSM a câștigat la 4 goluri și a urcat pe primul loc. Antrenorul danez de la Vâlcea s-a răzbunat pe o cameră TV. Adi Vasile a fost luat în vizor de arbitri după ce a trimis o minge în teren. Portarul de la CSM a făcut orice să le oprească pe adversare. Handbalul continuă la Pro Arena și pe voi o sâmbătă de la ora 17:30 cu meciul băieților Bacău-Baia Mare.